Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Surprize auditive. Știi că vă place jocul ăsta? Deci, mesaje la 0728 3132. Ce animal sau instrument, da, sau unealtă sculă scoate aceste sunete? Voi ne dați mesaje și cine câștigă primește felicitări. Vrei să dăm sunetul? Play. Asta. Hey, where your mom at? Where you... Unde sta mama? Donde? Donde? Donde tu mama? No tengas? No tienes? Lo siento, pobrecito. Eu cred că e roabă. Capăstare, place animal. 0728111222. Ăsta vorbea cu, da, o roabă. Da. Că încercăm mai multe limbi. Mai dă-i o dată să vedem. Hai să mai dăm o dată. Fiți să... atenți, ce drăguție. Să mai dăm o dată. Hey, where your mom at? Where you... Unde sta mama? Donde? Deci nu ăsta. Ăsta e un om. Ăsta care face... Donde? Donde tu mama? No tengas? No tengas? Dar nu înțeleg dacă e tengas sau tienes asta. Eu cred că e no tienes. Nu. No tengo e eu. Păi da. Păi, se adresează... El nu știe spaniolă. De unde știi că... Adică nu e vorbitor de spaniolă. Omul. Da. Da. El o încearcă. Pui de pinguin, zice pui cineva. De pinguin. Animalul este un liliac. Un liliac? Pescăruș. Liliac pui de lamă. Pui de lup. Pui de lup? Câine. Da. Un peruș. Cum, mă, câine? Cine a avut câine vreodată? Găină? Liliac. Nu cred. Da, serios. Mâț. Veveriță. O veveriță. Miel. Ne apropiem. Miel, a zis cineva. Așa. O pasăre. Mierlă. Delfin. Delfin. Adevărul e că face ca un sună delfin un pe pic ca delfinul, da. Pisică de multe ori și papagal. Așa. Cam peste tot. Pisicuță, capră, că... E o ușă, zice cineva. O ușă? Da, vorbea cu ușa. Mai știi? Băi, ușă, tu n-ai mamă. Bufniță. Dihor, bufniță. Dihor. Miel, ied, slash, ied. Da. Deci... Zicem? Vițel, da. Ieduț. Stai așa. Pui de urs. Pui de lele, îmi zice cineva. Ăla știe spaniolă. Pe un. Oh, dar sunt multe mesaje, nu reușim să le citim. Stai așa o secundă. Ludovic vorbind cu Klaus. Un pui de melc. Face cineva mișto. Pui de ce? De melc. Un pui de melc. Sunteți, da, aveți o grămadă de fantezie. Pui de mulțumim. Caiman. Caiman? Pe chinez alpin. Pe chinez alpin? Da, soacră-mea, zice cineva. Pe chinez alpin. Soacră-mea. Și foarte multe mesaje. Pui de vumpe. Foarte, foarte. Cele mai multe mesaje sunt cu pui de căprioară. Căprioară, au slash căprioară. Ied de căprioară. Unii au răspuns ied, ied de căprioară. Dom'le, așa face puiul de căprioară spaniol. Da. Că ai văzut că în engleză n-am prea înțeles, dar nu înțeleg. Când a fost spaniol, a început să vorbească. Ce mișto asta a fost. Și l-a întrebat mai întâi în engleză. N-a prins. Ce faci? Unde-i măta? Nu înțelegi? Donde sta măta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.